trei prieteni scontrau și nu puteau ajunge la un numitor comun. Păi nu puteau decide, băi, care e cel mai ideal și mai bun loc pentru a face sex. Primul zice, băi, cel mai bun loc, eu consider, băi, că e în mașină. Ai să zic, da, de ce mașină? Zic, băi, uite așa. Ai de luat fata, ți-ai pus-o în mașină, băi, și te-ai dus ori în pădure, ori la un iaz, ori la un râu undeva, băi, împrejur copaci, iarbă verde, floreșire, băi, romantic, băi, și-ți dă 100%. A doilea îl întrerup și zic, nu, băi, n-ai dreptate, băi, eu consider. Și al mai potrivit loc pentru tot treaba asta, băi, e acasă, în pipat, în prostire de mătasă. Băi, femeia când își șede pe prostire de asta, de mătasă, băi, e de acord la orice și poziții, băi, la orice experimente, băi, posibile și imposibile. La și al mai năstrușnic prostii care nici măcar nu strici prin cap. A treilea se uită așa la dâns și zici, băi, băieți, n-aveți voi dreptate. Vezi, vă spui, badea, care e și al mai ideal loc pentru tot treaba asta? Eu consider că cel mai bun loc e scări în coridor. Deci ascult așa la dâns. Scări în coridor. Da, băi, da, ascult, uite. Dacă, de exemplu, patruga aceea, fata aceea, e mai joasă alea ca tine, ce faci? Îi pui cu scară mai sus. Și dai bătaie, da? Și dacă e evident că e mai înalt ca tine, dai drumul alea mai jos. Dar cel mai important e dacă cumva te-ai săturat de dânsa, poate nu mai ai putere și nu cazi tu vinovat că e încheiat procesul înainte de termen, te apropii așa ușor de dânsă, zici, i-am dat să ne strângem râde, mă tine că vine cineva pe scări. O blondă, o brunetă și una cu părul negru au făcut accident cu mașina. Și au murit toate trei. Mai în scurs, au ridicat ele la ceruri, stăteau în rând la Sfântul Petru să intre să le repartizeze care în rai, care în iad. Prima în cabinet, intră aia cu părul negru. Intră acolo și vede pe masă o agendă mare, groasă și grie. Sfântul Petru îi spune, uite, vezi agenda asta mare de pe masă? Întrâns a scris toate greșelile tale. Și știi de ce e așa de groasă? Tu tare mult ai mai greșit. Uite, eu am ușa să trăsnesc cu agenda asta în cap și dacă tu reușești să nu te clatin, apnimerești deodată în rai. Dar dacă te clatin o leac, să doamne ferești sau mai caz jos, știi că deodată te duci drept în iad. Așa se regulă la noi. Și când îi trăsnești una la asta, asta cade jos, de ghesul ridicat, deschide ușa și iese din cabinet. Următoarea intră așa-i brunetă. Intră iar în cabinet, iară se aude o lovitură, boc! Se deschide ușa, ies și asta de ghes, să ne picioare, se așează lângă astea două și mai scurt, îi vine rândul și la ea blondă. Păi intră în cabinet, o liniște totală. 2 minute nu se aude nimic. Și se deschide ușa încet ușor și iese blondă. Astea două se uită mirate la dânsă, zici, fă, eu n-am înțeles, dar și fapt tine, Petra, nu te-a lovit cu cartea și în cap. Dar blonda se râde și le spune, ei, care să mă lovească? S-au muncit 2 minute și așa și nu am putut ridica agenda și aia de pe masă.